Bună ziua, șoferițe și șoferi! Subiectul acestui video este modificarea diferenței de timp între ora UTC și ora locală. Pentru România, considerată a fi plus 2 UTC ca orar de iarnă, între lunile octombrie și martie, dar pentru a folosi la maxim lumina solară, între lunile martie și octombrie, se înaintează acest orar cu o oră, la plus 3 UTC. Prin oră locală înțelegem ora oficială a statului în care este matriculat camionul. După cum observați, modificăm doar această diferență de timp. Nu reglăm sau nu setăm o oră oarecare după bunul plac, ci doar facem această mică modificare. Modificarea acestei diferențe se înțelege ca obligația șoferului în urma schimburilor orare, vară-iarnă sau viceversa. Regulamentul 165/2014 al Comunității Europene se pare că omite acest pas pentru tahograful digital, dar domeniul de sancționare acoperă și lipsa efectuării acestei modificări în cazul tahografului digital. După cum am spus, un șofer respectă, deci atenție mare, respectă și funcționează după ora locală oficială a statului în care este matriculat camionul, oră care apare și în colțul stânga sus al ecranului principal. Deși tahograful înregistrează, afișează sau imprimă activitățile efectuate de către șofer la ora UTC. Setarea orei sau modificarea în cazul unei diferențe considerabile se face exclusiv în atelierele autorizate. Dar, în cazul în care un aparat înregistrează o mică diferență, asupra orei UTC se poate face o mică corecție, de plus minus un minut, la fiecare săptămână calendaristică. Ca un exemplu, veți auzi sau veți vedea mânuitorii de volan cu stau prin parcări sau prin firme, de frica UTC-ului, ca o barieră să nu le pice în cap. Aceștia încep munca și socotez duratele de conducere săptămânală sau bisăptămânală, începând cu ora 2 în orarul de iarnă sau ora 3 în orarul de vară, ziua de luni a săptămânii calendaristice, pentru că în acel moment ora UTC ajunge la 00 al zilei de luni, având diferența aceea de 2 ore sau 3 ore. În consecință, nu le ascultați poveștile de parcare și teoriile de șpăgari la atestare. Revenind la exemplul de săptămână, în regulamentul 561/2006 al Comunității Europene, ne este prezentată săptămâna ca fiind perioada de timp dintre orele 00 luni și orele 24 duminică, fără mențiunea de UTC în definiție, lăsând interpretarea de oră locală, exact ceea ce cunoaștem ca și săptămână calendaristică. Tot aceștia, incapabili să înțeleagă principiul de înregistrare al tahografului, lansează teoria iurea și promovează tâmpenile pe care le fac, stând de frica UTC-ului, nu se mai încadrează cu timpii și distanța, apoi recurg la manipulările tahografului. Mulțumesc pentru atenție, drumuri line și zile senine vă doresc!